Dragi prieteni și tovarăși, primiți urările noastre calde pentru anul care începe. Vă dorim ani mulți și fericiți, sănătate și prosperitate dumneavoastră și tuturor celor care vă sunt apropiați și dragi. Vă urăm ca în acest an să obțineți noi succese în activitatea dumneavoastră creatoare, mari zbânzi în construirea socialismului. Fie ca pacea să însenineze zilele noului an, fie ca toate dorințele dumneavoastră de bine să se împlinească. La mulți ani! La închisoarea Jilava, gardienilor li se zicea Carali. După ceasuri de uitare s-a aprins un bec, ușa s-a deschis și am primit vizita unui sergent major cu fața numai zâmbet. În lumina murdară a încăperii, dinții lui falși străluceau ca oțelul. Datorită acelei podoabe metalice înfipte frumos în gingii, îi se zicea, aveam să aflu mai târziu, viplă sau ferometal. Tu de ce ești aici? S-a interesat Caraliul sărind peste rând. Nu mi-a plăcut o carte. Ce carte? Mă întrebă el, pe tonul unui librar gata să-și ajute clientul. Rădăcinile sunt amare. Amare? Cum așa? Află că mie mi-a plăcut. Și încă foarte mult. Ferometal și-a arătat toți dinții în cel mai larg și mai agreabil zâmbet al său și m-a izbit în plină figură. Cu o singură directă de stânga m-a lipit de perete. Am simțit în ceafă mâzga rece a zidului și picături calde de sânge pe gură. Educator de elită, Caraliul nu avea nicio ezitare în a pedepsi lipsa gustului artistic. Ce bă, mă crezi prost? Și-a verbalizat el indignarea. În anul 1958, în ședința plenară lărgită a Comitetului Uniunii Scriitorilor din Republica Populară Română, se constată: în ultimii ani s-au scris mai puține romane despre colectivizarea agriculturii, marile șantiere naționale și viața muncitorilor din fabrici, deși numărul lor ar fi trebuit să sporească. Acest fapt este extrem de grav și constituie propriu-zis obiectul întâlnirii noastre. Existau însă și unele trăsături pozitive, anunțând un an bogat, un an de cotitură. Ultimele știri de pe șantierul literar sunt îmbucurătoare. Zaharia Stancu publică în foile ton un roman de actualitate. Rădăcinile sunt amare. Petru Dumitriu lucrează la un roman dedicat luptei comuniștilor. Marin Preda a început un roman din epoca colectivizării agriculturii. Valeriu Emil Galan continuă să lucreze la volumul 2 din Bărăgan. Va apărea în curând un roman al lui Titus Popovici despre perioada reformei agrare. De aceeași epocă se ocupă Eugen Barbu în romanul gata de tipar Oaie și ai săi. Tot Eugen Barbu lucrează intens la un roman din viața muncitorimii bucureștene și, lovitură nu de teatru, ci de proză, Mihai Beniuc ne va da foarte curând un roman despre lupta ilegală a comuniștilor ardeleni. Ce puteai face dacă nu-ți plăcea literatura realist-socialistă? O declarai în public sau doar unui prieten? Riscai să fii victima unui denunț știind că arta și literatura erau îndrumate de către partid? Mobilul denunțului? Frica, ura sau prostie? Îmbrăcate în haina încăpătoare a luptei de clasă sau, pe înțelesul tuturor, cine nu e cu noi e împotriva noastră. Scânteia, vineri, 18 iulie 1958, semnat cronicar. Influențele concepțiilor burgheze în artă, literatură, critică trebuie să primească o ripostă hotărâtă din partea criticii marxiste, din partea presei și a tuturor celor ce activează pe frontul ideologic. Lupta împotriva ideologiei burgheze sub toate formele este o parte integrantă din lupta pentru zdrobirea împotrivirii claselor exploatatoare, o latură esențială a revoluției socialiste și a dictaturii proletariatului. Primii pași în închisoare puteau începe într-un temut centru de anchetă numit Uranus, ce avea să fie demolat în anii 80 pentru a lăsa să crească a doua clădire ca mărime din lume, Casa Poporului. Ajungeai aici cu ochelari negri pe ochi ca la orice arestare și între bătăile de la anchete învățai să asculți.
Centrul de anchetă fusese inițial un arest al garnizoanei militare a capitalei și împreună cu garnizoana era amplasat în clădirea arsenalului. Se spune că așa s-ar fi născut și denumirea de pușcărie, extinsă asupra tuturor închisorilor din România. Iar închisorile politice nu erau puține. Și pușcăriașii erau mulți. 1960, anul Chopin. 1 martie se pronunță condamnarea lotului Noi Capilat. 23 de intelectuali condamnați pentru crimă de uneltire contra ordinii sociale într-un proces ce se dorea a fi exemplar. Capete de acuzare, legături cu cercurile fasciste din Occident și difuzarea de scrieri contrarevoluționare. 10-15 martie 1960. Nu se poate ști când vom fi scoși din celula 18. E de tranzit și răspândiți pe unde s-o nimeri. Hârmălaie, harababură, aglomerație crescândă, noi deținuți nu încetează să intre pe ușă. Mai toată vremea nu e strop de apă, cozi din ce în ce mai lungi la tinetă. Suntem mai numeroși zi de zi și pe mai toți ne doare burta. Învălmășală, frig, răgnete ale gardienilor, vizite inopinate ale locotenentului Ștefan, în jură de mama focului, se holbează fioros și ne amenință că ne sare în cap. Se fac controale și cei găsiți cu șireturile la bocanci sunt trimiși la Neagra. Nu-s gamele, nu-s linguri, nu-s paturi. Lotul Noi Capilat, cât sunt aici, nu ia aminte la tâmbălău și organizează câteva cercuri de cultură. Lecții de sanscrită predate de doctorul Al George, de istoria artelor, Remus Niculescu, de spaniolă, Teodorenescu, de biologie generală, doctorul Constantin Răileanu, de istoria culturii, Alexandru Paleologu, de tehnică agricolă, Iacov Noica, de filozofia dreptului, Dinu Ranetti. Deschid și eu un curs de engleză. După Revoluția din Ungaria din anul 1956 și retragerea trupelor sovietice din țară în iulie 1958, statul român se pune în gardă împotriva oricărei posibile reacții interne. Este perioada proceselor publice fabricate de către securitate. În această a doua etapă de năsprire a regimului comunist, intelectuali, studenți, preoți sunt acuzați de subversiune, de uneltire împotriva orânduirii sociale a statului sau de misticism. Refuzul lor de a se abrutiza continuă însă și în închisori. Povestesc din Ionescu. Cântăreața cheală, Jacques ori supunerea, scaunele, lecția, Amadeu oricum să te descotorosești de belea, victimele datoriei, rinocerii, pe care îi citisem câteva zile înainte de arestare. După cum e firesc, stărui asupra victimelor datoriei, care este istorisirea unei anchete. Tinerii ascultă fermecați, ba și ceilalți sunt prinși. De multe ori, între zidurile vechi ale Jilavei, a Iudului și Gherlei, un eterogen și neașteptat public în zeghe aplaudă piesa aceasta lui Ionescu, mai abitir probabil decât publicul în haină de seară de la teatrul La Iușet. De aceeași atenție se bucură Wicklow de Sartre și procesul lui Kafka, ambele pline de putere profetică și făcute parcă anume pentru a fi povestite în locuri ca acelea în care ne aflăm. Pe Kafka și Sartre îi ascultă cu interes și bătrânii. Mihai Beniuc, prim secretar al Uniunii Scriitorilor din România. Noi suntem realiști socialiști, iar aceasta înseamnă mai mult decât că oglindim într-un anumit fel realitatea și spunem adevărul despre viață. Aceasta înseamnă că avem o anumită concepție ideologică, că de pe pozițiile marxism-leninismului trebuie să combatem orice altă ideologie care se ridică împotriva noastră. Fericiți cei ce știu poezii. Cine știe pe din afară multe poezii e un om făcut în detenție. Ale lui sunt orele care trec pe nesimțite și în demnitate. Al său e holul hotelului Waldorf Astoria și a sa cafeneaua Flor. Știu pe din afară luceafărul, scrisorile, foarte mult Coșbuc și Topârceanu. Are deosebită căutare. Mic de versuri de gir și crainic, înghițite de la început odată cu alfabetul Morse de la veteranii legionari. Am prins și o mulțime din Verlaine la Martin și Baudelaire. Îmi găsesc de îndată un cerc de tineri care vor să învețe luceafărul și așteptau pe Jăratec să vină cineva care să-l știe. După trierea din faimosul Fort 13 al Jilavei, condamnații erau răspândiți în toate închisorile patriei în vederea reeducării, titulatură discretă dată regimului de exterminare la care au fost supuși.
râmnicul sărat, închisoarea tăcerii, 35 de celule, într-o completă izolare, fără lumină, într-o liniște de mormânt. Forme de comunicare? Doar tusea în cadența alfabetului morse. Ciocănitul în perete era și el un alfabet morse, în variantă penitenciară cu punctul redat printr-o singură lovitură, iar linia prin două lovituri scurte și repezi. Aflai cine a mai venit, cine a fost bătut, cine a plecat sau cine a murit. În celula de alături a murit alaltăieri unul. L-au luat și l-au dus de la noi. Dar noaptea, când ploșnița suge și luna e ca tutunul, ognașul mort a venit înapoi. Mi-a venit la vizită cu pașii de frunze. Hai, frate! Am sărit de pe scândura mea, obrazul și ochii luceau de fericiri dilatate și putre de-ai gură zâmbea. Hai, frate, mi-a spus. Și un freamăt parcă îl bătea într-o dungă. Mă așteaptă afară un landou. Deasupra temniței m-am plimbat cât e noaptea de lungă și plec cu landoul din nou. Vecine, văzduhul ne cheamă vibrând din vechi violoncele. Vezi calea laptelui sus peste noi? E drumul ocnașilor. Uite, i-am întâlnit printre stele, din lanțuri sunând în convoi. Vino cu mine. Din rogojină fă-ți verde trăsură. Sunt paturi albe sus și sunt pâini. Ne așteaptă în luceafării sus, cu lapte cald și prescură și un pahar plin cu lacrimi în mâini. Aflat în detenție, cine mai știa de tine? Dreptul la carte poștală se câștiga cu greu. În lagăre era condiționat de normele ce trebuiau îndeplinite. Normele și condițiile inumane. Iar textul tip al cărții poștale trebuia respectat întocmai. Dragă, eu sunt bine sănătos. Te rog să-mi trimiți un pachet de 5 kg cu, și aici indicai cele câteva produse alimentare admise. Slănină, marmeladă, miere, biscuiți, precum și 400 de țigări. Adresa mea este formațiunea 0957 Ostrov. Cartea poștală se încheia cu semnătura. Orice vorbă în plus adăugată în conținutul cărții poștale ducea la anularea ei. Lagărul de exterminare Salcia din Balta Brăilei, unde deținuții mureau de foame, de sete, de căldură, de frig, când nu erau de-a dreptul uciși în bătaie. Fuseserăm scoși la muncă, era vară, venise prânzul și ni se umpluseră gamelele cu lături. Le înfulecaserăm pe nemestecate și în jumătatea de ceas ce rămânea repausului, ne strânseserăm mai mulți în jurul lui Alexandru Ivasiuc, neobosit conferențiar care se apucase să comenteze de agricultura, singura scriere din opera lui Marcus Porcius Cato Major ce s-a păstrat în întregime și oricum singura adecvată condiției noastre de sclavi pe moșiile Ministerului Afacerilor Interne. Am aflat atunci că temutul cenzor roman era nu numai un adversar al luxului, ci și un protector al sclavilor, în măsura în care prețuia sclavul ca fiind cea mai bună unealtă. Pentru a lucra bine pământul, sclavul trebuia îngrijit și tratat corect. Cato cel bătrân recomanda să îi se asigure hrană suficientă, băutură, o măsură de vin pe zi, dar nu mai mult de o amforă pe lună, îmbrăcăminte, încălțăminte, dreptul la odihnă și sărbătoare. Bineînțeles, în comentariile sale, Sasha Ivasiuc se raporta tot timpul la situația noastră de rob batjocoriți ai securității. Ascultându-l, mă gândeam că dacă tot trebuia să fiu sclav, mi-ar fi plăcut să fiu sclavul lui Cato cel bătrân, nu al lui Gheorghe Gheorghiu Dej. V-am adus cărțile împrumutate și vă rog să-mi recomandați dumneavoastră ceva. Putem să-ți dau o carte foarte bună, Tăungul, dacă o citim. Mulțumesc. Și voi, ce vreți? Nene, vrem și noi o carte cu povești. Dar voi în ce clasă sunteți? Noi suntem în clasa a doua.
Îmi place să citesc foarte mult. Cartea mi este un prieten nedespărțit care mă ajută în munca mea de zi cu zi. Craca însemna foame, dar și activitate culturală. Ori de câte ori înceta munca fizică, începeau conferințele și învățarea limbilor străine. Atât în Balta Brăilei, cât și în Delta la Periprava, au existat conferențiari străluciți. Mai toate domeniile vieții intelectuale își aveau reprezentanți de elită, de parcă știința, arta, literatura sau filozofia și-ar fi dat anume întâlnire în lagrele de muncă forțată. Liceele și universitățile își trimiseseră și ele o mulțime de elevi și studenți, pentru care uniformele vărgate jucau rolul unor burse de merit. Le stimulau dorința de a se instrui. Mihai Cocuz, student la Facultatea de Fizică Matematică din Iași, preda un curs de matematici superioare. Profesorul Alexandru Zub, lecții de istorie. Ide Sârbu povestea reușind să descrețească frunțile cu umorul său și morala subtilă. Alexandru Paleologu ținea conferințe despre filozofia lui Bergson și poezia lui Ion Barbu. Actorul Ion Omescu scria poezii în gând și îl interpreta pe Hamlet în engleză. Iar o gramatică engleză elaborată la începutul anilor 50 la Jilava ajunsese din gură în gură până în lagărele de muncă forțată. I se spunea gramatica Johnny Rotaru. De autor nu se știa însă nimic. La Strâmba, celebrul orientalist Sergiu Algeorge preda limba engleză comentând simbolismul arhitectonic și cosmologic al templului Borobudur. Dacă Algeorge le atrăgea atenția asupra analogiei dintre cosmos și templu, dintre templu și corpul omenesc, amintindu-le că imaginea simbolică a universului rămâne picătura de apă, bula de aer sau orice alt lucru capabil să sugereze o lume închisă, alegeau boabele de arpacaș din gamelă și urmau același tipic de gândire. Ce este acesta? Întrebau ei, arătându-și unul altuia câte un bob de arpacaș. Acesta este un templu, venea răspunsul, sau mai îndrăzneți, acesta este macrocosmosul. În urma inundațiilor, lagărul de la Strâmba este abandonat. Drumul închisorilor continuă pe ape. Sinistrații sunt mutați la Luciu Giurgen pentru munca la orezărie, la Periprava, în Delta, pentru munca la stuf sau pentru construirea de diguri pe brațul Chilia. Cazați pe bacurile mascate sub pavilion grecesc și francez, salutate de vapoarele care treceau prin zonă. Cine și-ar fi închipuit că erau, de fapt, pușcării plutitoare? Astfel sunt cunoscute numele a cel puțin trei șlepuri care au fost transformate în locuri de detenție. Șlepul Castro, ce aparținea și naviga sub pavilion grecesc, șlepurile Giron și Isère, care ambele navigau sub pavilion francez. Aceste șlepuri dispuneau de 3 sau 4 magazii imense, fiecare acoperită cu 4 sau 6 mari capace metalice. Aceste magazii erau apoi în vederea primirii deținuților mobilate cu o scară de lemn pe care se putea coborâ dinspre punte în interiorul magaziei. Toată vara am construit diguri. Părăseam bacul la răsăritul soarelui și ne întorceam la apusul lui. În fiecare dimineață, la primul cot al digului, dădeam peste un lipovean bătrân care își păștea oile la marginea apei. Se întorcea întotdeauna cu fața spre noi. Avea o barbă frumoasă, albă și lungă până aproape de brâu, încâlcită ca o plasă de pește. Se oprea din mers, își scotea pălăria și ne petrecea cu cruci mari, obosite, fără să se grăbească, fără să se ascundă, până ne pierdea din ochi. Compasiunea lui o primeam ca pe o binecuvântare frățească.
Dormeam în măruntaiele vasului, în cala înghesuită, prevăzută cu patru rânduri de paturi suprapuse, pe care învățaserăm să ne cățărăm cu agilitate. Zăpușala din cutia aceea metalică era înfricoșătoare. Epuizați de muncă, zăceam nemișcați ca niște cadavre, în timp ce țânțarii atacau în roiuri dense, densitate de junglă, de ținuturi paludice, însoțiți de muzica aceea subțire, zumzăitoare, care intra în urechi, spărgea timpanele, trecea dincolo de auz și se instala în creier cu o agresivitate de nesuportat. Călătorii și matrozii putrezeau pe puntea rece, frunți albastre, buze vineți, pumni închiși și ochi sticliți. Toți muriseră de-a rândul, 5 și 6, 8 și 10, și zăceau mormane înalte, galben-verde muceziți. Și prin iadul de întuneric se ducea vaporul morții, pe un pântec sau pe altul aplecând al lui schelet. Dimineața încremenită sta în cer pe pragul porții și muia cu lacrimi negre nuanțatul ei buchet. La Periprava exista și o baracă a foștilor bolnavi de febră tifoidă. De teama izbucnirii unei noi epidemii, aici erau izolați bolnavi. După epidemia din 1960, se născuse un lagăr mai mic în interiorul unui lagăr mai mare. Transcriam pe fâșii de hârtie de sac, cu o mină de creion bine ascuțită, cât mai citeți și mărunt cu putință, coloane nesfârșite de cuvinte și expresii, conjugări neregulate, declinări rebarbative în franceză, engleză, germană, ca și poezii din toate marile literaturi. Adunând cam tot ce știau tificii pe din afară, ajunsesem încetul cu încetul la o colecție impresionantă din creația de pușcărie a lui Nichifor Crainic și Radu Gir, și strânsesem aproape jumătate din sonetele lui Baudelaire din Florile Răului. Legate cu sfoară și transformate în mici carnete, hârtiile circulau din mână în mână, treceau pe la toți cei interesați, dar veneau negreșit înapoi, ca la orice bibliotecă de împrumut respectată. Vara anului 1963, călătoria continuă spre alte închisori. Tificii de la Periprava sunt mutați la Gherlă. Alți pușcăriași sunt eliberați, având însă domiciliu obligatoriu. Se întrevăd primele semne ale anului eliberării, 1964, când, până în luna august, sunt acordate deținuților politici circa 17.000 de grațieri. În pragul noului an, Gheorghe Gheorghiu Dejiș saluta poporul. Avem convingerea că anul 1964, în care vom sărbători 20 de ani de la eliberarea patriei, noi victorii ale construcției socialiste vor face țara mai prosperă, viața fiecărui om al muncii tot mai bună și mai îndestulată. Urma, desigur, o altă etapă a construcției socialismului. Se considera că scopul condamnărilor fusese atins. Nimeni nu mai punea în discuție realitățile politice, sociale și culturale ale regimului democrat-popular. Cu toții să gândim la fel. Am intrat în închisoare orb, cu vaci străfulgerări de lumină, dar nu asupra realității, ci interioare, care despică întunericul fără a-l risipi. Și ies cu ochii deschiși, umblu fără a mă opri prin micuța celulă. Perspectiva liberării mă furnică, dar mă cuprinde apoi și presimțirea că mă voi întoarce în închisoare. Și parcă mi-o doresc. Poate că aici trebuia să rămânem cu toții. Poate că era mai ușor, mai bine. Ești liber, a zis.
Nu i-am răspuns, dar nici nu a așteptat să-i se răspundă. Mi-a întors spatele și a dispărut după colțul clădirii. Am rămas pe loc, încremenit parcă, multă vreme. Nu-mi venea să cred că mi-era atâta frică de libertate.